Persoanele cu scoruri înalte pe scala de drept sunt interesate de probleme legale. Le place să acorde consultanță legală persoanelor fizice și juridice și să le prezinte pe acestea în procesele pe care le-au intentat sau care le-au fost intentate. Sunt persoane care le place să argumenteze și care le place să vorbească în public și să convingă. Le place să jongleze cu ideile, să pună întrebări și să cerceteze, să documenteze, să găsească puncte slabe într-o lege sau mărturie. Sunt oameni curioși, investigativi și le place lucruri sub presiune. Evaluează mai întâi legitimitatea intentării unui proces și șansele câștigării acestuia, adună apoi probe și evaluează administrarea acestuia în cursul procesului. Depun în instanță toate documentele necesare, începe și continuării procesului, cheamă martori și experți în instanță și interoghează, țin pledoarie, depun acte necesare de consult. Reprezintă clienții în cazul procesului civile sau penale, de divorț și mai departe. Le place să acționeze ca reprezentanți legal și în cazul mai dificile, cum ar fi acuzații de fraudă, trafic de droguri și crime. Persoanele cu interes pentru TEP le plac legile și interpretarea acestora. Le place să citească acte normative, să fie la curent cu noile modificările acestora. Au o colecție impresionantă și în continuă creștere de cărți și reviste în domeniu.